Bună ziua! Bună ziua! În această conferință Zoom, cât între timp apar colegii noștri, eu zic să fac un mic moment de introducere. Vreau să vă spun că bine ați venit cei care sunt dornici de lectură, pentru că suntem în pandemie, timpul ne permite să fim mai mult online decât aievea, dar acesta nu înseamnă că nu avem acces la carte, nu avem acces la discuție și pentru că anul acesta, în 2021, programul Chișinău citește și a propus drept în lectură cartea lui Ioan Mânăscor, pe citirea a doua, nu ultima. Astăzi, Cenaclul Magia Cuvântului, din cadrul Bibliotecii Centrale Municipală Bogdan Petrucecu HD, o am aici și așa un fii deștept, iau un card inteligent ca să se vadă că suntem promotorii a ceea ce ne îndeamnă să facem biblioteca. Și astăzi, în cadrul acestui cenaclu, am bucuria de a discuta despre această carte. Este pentru prima dată, nu știu dacă au reușit în celelalte biblioteci să se adune, să valorifice această carte. Probabil a fost doar prima sesiune în care a fost doar anunțată cartea. Și iată că astăzi, împreună cu dumneavoastră, va modera acest eveniment Victoria Fonari, doctor conferențiar, și voi face acest moment cu tinerele pe care aș vrea să se prezinte foarte succint fiecare. Dacă deja sunteți gata, vă rog frumos să vă prezentați în câteva cuvinte. Mă numesc Viorica Ataman, sunt studentă frecvență redusă, Facultatea de Litere, anul 3. Este a treia mea facultate și o fac din dragoste pentru literatură și pentru limba română și cu mare drag, pe măsura posibilităților, particip la evenimentele literare și culturale de aici, din Chișinău. Mulțumesc, Viorica. Vreau să menționez încă un moment foarte interesant. Doamna Viorica Ataman este și o promotoare a cărții, ori are și un blog unde valorifică în lectură cartea, o face audio și la fel îi place foarte mult să combine cei ce află din cărți cu descoperirea geografică, inclusiv și a Republicii Moldova. Da, mulțumesc. Următoarea noastră participantă este... Mă numesc Cotlo Patricia și sunt studentă în anul 3 la Facultatea de Litere, frecvență redusă. Sunt pasionată în esență de frumos, de scris, de literatură și de fotografie. Minunată, Patricia! Chiar îmi pare rău că nu suntem așa într-o discuție pe viu, că ne-ar fi curios să vedem ce imagini fotografice ai pleat tu pe această carte, citirea a doua, nu ultima, ori uneori lectura are și valențele acestea, nu numai audio, pe care le utilizează Viorica Ataman, dar și cele vizuale, ceea ce la fel este foarte important. Următoarea noastră invitată? Bună ziua, eu mă numesc Alena Saharnean și sunt studentă în anul 3 la Facultatea de Litere, frecvență redusă și, așa, dacă să generalizez, sunt la două facultate și Facultatea de Litere este așa că îmi place ceea ce fac. E ce de frumos. Înseamnă că ai vrut lectura să ți o oficializezi, hai să zic așa, într-un mod de a te mai menține pe unda descoperirilor, a teoriei literaturii, a momentul acesta de a etatiza istoria literaturii, nu numai cele române, dar și în planul universal. Este minunat, Aliona, că suntem aproape de cărți. Da, asta și pentru că, în general, lectura produce o plăcere și asta. Din trestea și considerente și am hotărât să vin la litere.
Mulțumesc și probabil din acest caz, pentru că ești dornică de lectură, ai fost aproape și deschisă să vorbim și despre cartea lui Ioan Mână Scurtă. Și acum, pentru că știu că mai este așa un nume sonor, Mihaela, care înseamnă cine poate fi ca mine, Ian, să o auzim. Bună ziua, mă numesc Mihaela Kvasniuk și unicul lucru, de fapt, la care m-am gândit când am dat actele aici, a fost să scriu un volum de poezii. Sunt pasionată de poezii, de muzică și de matematică. Minunat, Mihaela, fi pe fir, pentru că pe 21 martie este Ziua Internațională a Poeziei. Și în cadrul Cenaclului noi obișnuim o poezie a cenacliștilor, să oferim pe blogul Bibliotecii Centrale, Biblioteca Municipală Bogdan Peciu Hașdău. Așa că selectează cele care tu le socoți că sunt mai bune și, de ce nu, vei fi citită în blogul acesta al Bibliotecii Centrale. Este deja o altă rețea decât atunci când îți împărtășești poeziile oamenilor dragi sau colegilor tăi, muzică și oportunitatea voastră nu este mică, dar, cum s-ar zice, suntem prin filiera bibliotecii și are oportunitățile sale. Așa, și îmi pare că mai avem o persoană care a lecturat și ne va spune și opinia ei, vă rog. Bună ziua, mă numesc Diana Leacu, sunt la fel și eu la a doua facultate. Am ales această facultate de limbă și literatură română, deoarece inițial eram într-o dilemă, nu știam care să... La prima facultate mi-era aproape și ceea ce am ales din start, dar și limba română. Acum este un vis care îl realizez de la început, pentru că prima dată când am ales facultatea de drept, da, a fost, nu știu, o alegere copilărească, dar la a doua facultate am ales cu inima. Atunci am ales cu mintea, acum cu inima. Mulțumesc, Diana. Este interesant și un om, dacă vrea în primul rând să învețe asta deja, denotă că este un om care tinde spre cunoaștere, tinde spre dezvoltare și e foarte interesant că, de fapt, noi aici astăzi ne-am unit persoane care suntem nu din... o puritate filologică, aș îndrăzni să zic acest cuvânt, dar sunteți și persoane care veniți și din sfera economică, și din sfera dreptului, și din sfera turismului. Și este foarte curios pentru că citirea a doua, nu ultima, este la fel un text care nu ne inserează în cadrul literaturii după un subiect așa consecvent, cu personaje. Este un subiect în care noi, de fapt, parcă palpităm sau percepem abstractul. Și aici aș vrea, acum să vă întreb, este un moment ce vine de la titlu, citirea a doua, nu ultima. Spuneți-mi, vă rog, foarte succint așa, de ce ați fost motivat vreodată să citiți de două ori o carte sau poate de mai multe ori? Vă rog, răspundeți așa, cine dorește. Putea și eu succint. Eu de obicei revin la cărțile care mă inspiră, care sunt doare de gânduri, de idei, în care mă regăsesc. Și de obicei, așa că, să zic, motivație, îmi doresc să le înțeleg mai bine sau pentru a memoriza careva citate. Sau, să zicem, asta e ideea cu revenire la lectură. Da, adică anume pentru unele citate care, respectiv, uneori chiar îmi servesc și mie argumente pentru a mă expune în baza la unele situații sau în unele lucruri. Mulțumesc, Aliona. Poate vrea să ne spună, mai știu eu, altfel, altcineva? Dacă îmi permiteți, noi în fiecare zi ne dăm seama sau nu ne dăm seama, ne clădim. Suntem o sumă a tot ce facem, o sumă a tot ce citim, a interacțiunilor noastre cu persoanele cunoscute, necunoscute, cu tot ce auzim, cu tot ce trăim. Și o carte citită la 15 ani, 20 de ani,
este receptat într-un fel, fiindcă noi suntem clădiți anume până la 20 de ani. O carte citită la 40 de ani, aceeași carte, o recitire, aceeași cărți, este văzută printr-o altă prismă, fiindcă noi suntem alții, fiindcă noi suntem arhitecturizați între timp altfel. Și atunci este o altă recepție. Vom fi surprinși că citind chiar și aceleași cărți ale copilăriei, când le citeam noi la 15 ani, la 14 ani, recitindu-le împreună cu copiii noștri, cu totul altfel deja sunt văzute și percepute. Și citirea a doua probabil este chiar, aș spune eu, obligatorie pentru fiecare carte, fiindcă doar așa o putem înțelege în felul nostru. Mulțumesc, foarte interesant, ne-ai deschis așa un orizont al timpului și al lecturii. Îți mulțumesc, Viorica, un moment pe care la siguranță revenim acum, peste câteva clipe. Poate ne mai spune și altceva, altcineva, ce mai înțelegeți prin această a doua lectură sau a doua citire? După mine, eu de fiecare dată aleg să citesc a doua lectură, deoarece este posibil ca să nu înțeleg, nu simt ceea ce inițial am simțit. Parcă aceleași cuvinte, dar altfel retrăiesc senzațiile. Uneori citesc a doua lectură deoarece chiar nu mi-este clar. Sunt unele, nu știu, cărți care le citesc și nu sunt clare. Sunt nevoit să le citesc a doua oară. Asta e de ce eu am aleg a doua lectură. Dar ideea poate să fie și alta a doua lectură, că citim de fiecare dată poate un material ce contează pentru, nu știu, pentru serviciu, dar alegem și a doua lectură pentru suflet. Mulțumesc mult, mulțumesc. Dacă mai doriți să vă spuneți opinia, cu drag. Da, dacă îmi permiteți. A doua mea lectură a fost, de fapt, pentru prima dată obligatorie. Nu obișnuiesc să citesc a doua oară, dar dacă ați auzit de romanul Roșu și Negru de Stendhal, l-am citit undeva în clasa nouă din proprie inițiativă, pur și simplu pentru mine. Ca mai apoi, în anul 3 la colegiu, să fie solicitat în cadrul orelor. Și ca să-mi dau seama că nu prea am memorizat multe din el și am revenit la a doua lectură. Cu toate că țineam minte că personajul principal este romantic, totul este legat de dragoste, este, credeam eu din perspectiva mea că este un roman de dragoste. La a doua lectură mi-am dat seama că este total diferit, că de fapt romanul este unul psihologic și personajul principal în general are dorința de a se ridica în rang. Și am fost total șocată, de parcă am citit altă carte. De atunci încerc să, peste un an, doi, să revin la o carte pe care am citit-o anterior. Atât am avut. Da, mulțumesc, Mihaela. Într-adevăr, momentul acesta apare și dintr-o pregătire a noastră și așteptările noastre de la o carte. Uneori deschidem o carte și suntem cu anumite întrebări. Altă dată când noi deschidem aceeași carte, avem alte întrebări și respectiv vom găsi și alte răspunsuri în această carte. Patricia, ce ne spui tu despre a doua lectură? De fapt, eu sunt cumva pe aceeași undă cu Mihaela, pentru că, în esență, nu obișnuiesc să lecturez, recătată fiască, doar că atunci când o fac, fie o fac pentru a selecta anumite citate pe care deja le-am subliniat pe cartea respectivă, fie pentru, nu știu, pentru a observa anumite detalii, pentru a mă raporta diferit. Am avut situații în care, rare situații în care le citeam și îmi dădeam seama că mă raportez total diferit față de prima lectură. Mulțumim mult! Și acum sunt curioasă, pentru că e foarte... Citirea a doua, nu ultima, avem acest moment parcă pus și nici nu este în paranteză. Paranteza va apărea doar aici, unde vom vedea mai târziu ISBN-ul, cum este inclus. E o carte care este prefațată de academicianul Valeriu Matei și care este înalt apreciată. O carte care la final are și un intertext eminescian.
Și dacă îmi permiteți, am să dau o citire cuprinsului pentru a vedea cei care acum ne ascultă ce texte veți selecta dumneavoastră pentru lectură și poate pentru un comentariu. Văzul, privirea, inventarea timpului și concomitenta intrare în el. Citirea a doua, presimțirea timpului, inventarea timpului, legarea timpurilor, convenția timpului, deslușiri, alte deslușiri, spargerea sinelui, obsesia absolutului, întoarcerea formii în conținut, înodarea lui ceva cu altceva, despre contemporan, tăcerea de a fi, ieșirea din timp, simptome și prevestiri, memento, semnul strigării, semne de punctuație, șarpele și lupoaica, metafizica, imposibilă stare totală, mântuirea ostaticilor, elegia 12-a basarabeană, intrarea în psalm, logodirea cu și logosul. Vreau să vă spun că îl cunosc personal pe scriitorul Ioan Mânăscurtă. De mai multe ori ne-am intersectat în cadrul Uniunii Scriitorilor. Este o persoană care are o preferință pentru literatura fantastică și a fost și într-un concurs de bătălia cărților, o carte pentru adolescenți. A avut și o antologie de poezie religioasă, Lumină Lină. Și iată că are și foarte interesante eseuri ce ține de elementul acesta biografic. Citirea a doua este un alt tip de biografie. Și acum sunt curioasă să văd care secvențe le-ați selectat dumneavoastră. La ce ați atras atenția? Pe care doriți să le discutăm în acest timp online, dar un timp, așa cum a zis Viorica, care ne caracterizează? Dacă îmi permiteți, pot să încep eu. Eu chiar am selectat întreg capitol și dacă se poate să-l citesc, este rapid. Da, spuneți. Mihaela, nu te grăbi să te auzim cu calmitate că timpul este al nostru. Acel de online, dar el este. Bine, mulțumesc. Văzul și privirea am ales eu. Cuvintele acestea pe care încerc să le pun în valoare, unele fiind și niște haine pentru niște gânduri, se isca în apăda, ca norii de ploaie în dimineața zilei, în amiază sau oricând, cu excepție firește a timpului și a secetei în care le și îi așteptați. Vin repede și pleacă și mai repede, lăsând în urmele nici măcar amintiri, doar idei de amintiri. Am bănuit întotdeauna că sunt niște nostalgii ale furtunilor, care nu s-au maturizat sau se consumă în alte dimensiuni. Altfel zis, pentru că altfel nu le pot zice, nostalgia ale unor neîmplinite iubiri. Mă gândesc firește la neîmplinirea Cosminei, pe care s-a întâmplat să o iubesc la 6 ani. 6 ani ai mei, pentru că ea era mai înaltă. Nostalgiile nu au amintiri, deoarece ele însele nu sunt decât senzația amintirii. Niște păriri străvezii colea zburând între ceruri, pe care nu le vedem, dar care fapta nevederii noastre nu ne dă dreptul să le punem la îndoială existența. Într-o altă lumină, în infraroșu, de exemplu, în ultraverde, de exemplu, sau în ultraalbastru de voroneț, tot de exemplu, ar putea să se facă vizibile mulțimi de făpturi. Într-o și mai altă lumină, în indigo, de exemplu, sau în transviolet, de exemplu, numărul obiectelor și ființelor devenite brusc vizibile ar putea să se îndoiască sau chiar să se înmiască. Dacă unele cuvinte sau fraze au un înțeles imediat și domestic, e ca să înțelegeți că în clipa aceea mă preumblu și eu printre ceruri cu un înțeles al meu. Constat, ca să pot muri, am înțeles să trăiesc. Cine nu crede, nu mă vede. Ca să mă las de trecut, trebuie să prind un gând de viitor. Planetar vorbind, există suficientă transparență pentru atâta treabă, nu însă și suficientă putință de a vedea cu vederea. Fiind al timpului, sunt al vostru. Extratemporal, sunt numai al meu, în sensul confundării cu dânsul. Mulțumesc!
Am ales acest fragment fiind în special captată de largul orizont al percepției noastre umane, care a fost abordat atât de adânc de autor într-un volum atât de mic. Prin genetica umană, noi suntem înzestrați cu simțuri, care ne demonstrează, în general, realitatea în care trăim. Dar putem concluziona că sufletul și gând și conștientul nostru sunt un organism aparte, care călătoresc printre veacuri, ce trec prin timpuri, care, de fapt, sunt extratemporale, care au ochi să vadă ceea ce trupul nu va percepe niciodată. Fragmentul respectiv încadrează, de fapt, în sine concepția umană, cunoașterea, viziunea, perspectiva, credința omului. Prevăd prin el ca o fereastră între lume, între imaginar și real, care pot fi văzute atât cu ochiul sticlit al trupului, cât și cu ochiul minții. A vedea este firesc, dar cu ochiul trupesc. Însă să ai ochiul ascuns care vede adânc între straturile lumilor este, de fapt, un dar, rar de altfel. Apreciez foarte mult modul de abordare a autorului. Cuvintele sunt aranjate ca pe umerașe și creează garderoba specială a fiecărui cititor în parte, din perspectiva mea. Este însă nevoie de ochi să o vezi. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc mult, ai valorificat și tu artistic această interpretare și mă gândeam în lectura pe care ai făcut-o de a percepe acest ultraviolet, cum zice, ultraverde, ultraalbastru de Voroneț, foarte interesant, și momentul cromatic care este sidefat pe paliera aceasta a timpului. Or, și noi fiecare, fiind acum ancorați într-un timp concret, de la între orele 11 și 12, acest timp putem să-l percepem și diferit. Iar nuanțele de culoare pe care le-a utilizat autorul creează impresia de a percepe timpul pe unde. Aici, în spatele meu, am lucrarea Valentinei Brâncoveanu. Pictorii de obicei văd culorile mai profund. Ultra-roșu nu putem să-l vedem, după cum nici ultraviolet. Și totuși, așa cum ai menționat, cu alte perceperi, ne dăm seama de aceste nuanțe. Și poate și sufletele noastre sunt la fel văzute cromatic în timp, poate chiar și schimbă culorile, cine știe, și prin perspectiva aceasta a timpului, care o trece prin nostalgie. Mulțumesc foarte mult de această interpretare a ta și acum să oferim cuvântul altei persoane. Dacă îmi permiteți, eu am neapărat cartea acasă și când am început să o lecturez, primul nivel al lecturii este plăcerea lecturii. Luăm cartea, ne așezăm undeva comod, deschidem, încercăm să o lecturăm și de la primele pagini mi-am dat seama că această carte nu este stilul cărții unde să stai întins în parte și să o citești. Această carte trebuie deschisă la masă cu pixul în mână și să judeci ceea ce citești, fiindcă fiecare propoziție, frază este plină de atâta conținut încât trebuie să o citești și chiar în interiorul cărții să revii la aceeași frază. Deci citirea a doua este nu a cărții, dar a frazii din această carte. Vă dau un fragment care atât de mult mi-a plăcut, că neapărat la viitoarele mele discuții cu siguranță voi face referință. Uitați cât de frumos spune autorul: înainte de toate, constatăm că gândul este omniprezent și se află în relație cu toate verbele românești: stare, situare și mișcare. Gândul participă la toate. Fiindcă avem timp puțin, voi trece exact la ceea ce vreau eu neapărat să menționez. Mă bate gândul. Probabil nu e un fel de a spune, ci un semn al revoltei gândului contra lenii și prostiei. Pe de altă parte, care parte? Cea intimă, interioară, bătut de gânduri
s-ar putea să denumească o crâncenă pedeapsă, supliciul la care sunt supuși iluminații sau adânciții în gânduri, pentru care pedepsele exterioare nu mai există. Mă bate gândul, planific, intenționez să fac ceva și gândul îmi dă gheș, ba chiar mă pedepsește pentru încetineană. Vedeți câtă nerăbdare țâșnește din această formulă, câtă vigoare, câtă tinerețe să fii bătut de gânduri. Și un alt citat interesant, cea mai mare și cea mai frumoasă spunere și manifestare de afecțiune este a-l purta pe cineva, nu în brațe, nu în cârcă, nu în trăsură cu patru cai albi, nu în limuzină, în gând. Este și locul cel mai bine păzit, de unde încă nu a evadat nimeni. Eu cred că sunt aici probabil, nu știu, 5-6 fraze, dar sunt absolut fenomenale. Sunt atât de multă informație contractată în aceste fraze, atât referitor la faptul că mă bate gândul. Asta sunt toate frământările noastre interioare. Mă bate gândul. Cât de frumoasă este limba română și cât de frumos a valorificat autorul și cât de frumos a explicat un proverb românesc, o vorbă românească veche și cât de frumos ne-a explicat într-un text pentru noi. Și al doilea, că a purtat pe cineva în gând. Este locul cel mai bine păzit, de unde încă nu a evadat nimeni. Deci acest fragment îl regăsim chiar la începutul cărții și cu această ocazie chiar îndemn pe toți să caute cartea în librării și să se delecteze cu eseul de Ioan Mână Scurtă. Mulțumesc, Viorica! Într-adevăr, le-ai pus așa bine la punct, pentru că am observat aici în text și predilecția ta pentru lexicologie și momentul acesta de joc al limbii ne face să vedem dincolo de cuvinte. Și acum sunt curioasă, care sunt textele selectate de alte colegi? Dacă îmi permiteți mie, probabil că suntem cu Viorica pe aceeași undă, fiindcă exact mi-am ales și eu să... să mă expun asupra la capitolul acesta referitor la gânduri. Mi-a părut și mie foarte, foarte interesant. Adică, probabil că nu-i mai dau citire încă o dată, dar dacă îmi permiteți să zic și eu din partea mea. Da, da, sigur, sigur, Aliona. Chiar ne interesează. Într-adevăr, o mulțime de sensuri atribuie verbele substantivului gând în expresiile românești. Gândul trăiește în universul lăuntric al fiecărui om și are o libertate infinită. Norocoși, evident, sunt cei care sunt purtați în gânduri frumoase. Dar când suntem bătuți de gânduri, frământați de gânduri, se aprinde flama și, sau parafrazăm pe Descartes, cugetăm de ce existăm. Când explorăm stratificările geologice ale gândului, această expresie mi-a dat o mulțime de nuanțe, putem găsi comori nebănuite acumulate de-a lungul timpului și atunci evrica, ordonate și îngrijite frumos, ne pot aduce satisfacții enorme pe diferite planuri, intelectual, spiritual, sentimental, material. După părerea mea, gândurile sunt niște binecuvântări ale lui Dumnezeu, fiindcă ele impulsionează să scrii o carte fascinantă, să zidești o casă minunată. Te înscrii la două facultate dacă crezi că nu este suficient. Spune că gândul este cea mai puternică forță de pe pământ, deci să fim conștienți să o dirijăm constructiv. Mă gândeam și la veșnicia cuvântului. După părerea mea, gândul este spiritul cuvântului. Și dacă gândurile sunt materializate și rămân în eternitate, atunci este mega important să le cupleșim cu sentimente frumoase, dinga și blânde, binevoitoare. Să sporim și noi la cuvântul care a fost la început din contextul biblic.
aș putea să îmi și mulțumesc domnului Ioan Mănăscurtă pentru cartea citirea a doua, nu ultima, pentru că pe mine personal mi-a oferit un nou impuls spre a medita asupra noțiunilor de timp, gând, cuvânt. Îți mulțumesc, Alona, sunt total de acord că în această carte avem înserate și gândurile mai multor filozofi, așa cum ai menționat tu, Descartes. La o lectură atentă putem să-l regăsim și pe Kant, și pe Hegel, și pe Heidegger. Sunt total de acord. Dar pentru că timpul ne presează, hai să dăm cuvântul și altor colegi. Vă rog! În contextul discuției despre timp, eu am ales să mă exprim pe baza promisiunii autorului de a vorbi despre timp, urmată de următoarea părere, exprimată tot de acesta. O să citesc. Eu n-aș putea spune unde sunt strămoșii mei, în trecutul lor sau abia în viitorul meu. Mai aproape de adevăr, mi se pare adevărul că ei există concomitent în trecutul meu și în viitorul lor, adică într-un fel de prezent etern. Primul lucru la care m-am raportat este ideea că nu există mâine, nu există ieri, există doar azi. Avem doar un singur moment pe care trebuie să trăim la maxim, însă, în același timp, ne raportăm iarăși, sunt cumva pe aceeași unde cu Mihaela, care spunea despre legăturile genetice care stau la baza noastră, cumva. Însă, pe lângă aceste legături genetice pe care încercăm să le stabilim între viitor, prezent și trecut, presupunând că aceste noțiuni ar exista, avem anumite predilecții de a căuta proiecții ale unor oameni pe care poate i-am pierdut sau pur și simplu au plecat din viața noastră în alți oameni prezenți în viața noastră la moment. Și noi, astfel noi ne asigurăm cumva, chiar dacă o să plecăm din viața asta sau indiferent din viața unui om la o despărțire mai mult sau mai puțin dramatică, oricum noi ne asigurăm că prin prisma lui avem o proiecție proprie și deci imaginea noastră se perpetuează. Mulțumesc. Foarte, foarte interesant, Patricia, sunt gândurile tale și fiecare din voi a perceput forța aceasta a gândirii și diferit. Aici când te-am auzit, mi-am adus aminte și de arhetipul lui Jung cu tot ce moștenim noi și cu tot ce trebuie să transmitem. Și momentul acesta de a vedea omul ca o verigă, nu numai o verigă de la tată-fiu sau de la mamă-fiică, dar și o verigă culturală, care este importantă atunci când apare cuvântul, apare gândul, apare toate aceste fire care ne-au făcut și foarte interesant ne-au adunat și... Ce îmi place mie în această discuție, că fiecare din voi rămâne pe unda și individualului. Este foarte, foarte important. Diana, hai să auzim și fragmentul tău. Eu am ales capitolul Presimțirea timpului. Mi s-a părut, nu știu, mai aproape de ceea ce gândesc și ceea ce simt. Totodată și autorul a îmbinat acest capitol în mai multe părți ale vieții. Nu știu, nașterea, viața și moartea. Dar ceea ce pot să zic că timpul este unul din conceptele fundamentale ale fizicii și a filozofiei. Este o măsură a duratei evenimentelor și are diferite înțelesuri în funcție de contextul în care este definit. Spre exemplu, în fizică, în timp este o dimensiune a naturii și poate fi văzut ca o măsură de schimbare sau timpul este continuu. Dar în filozofie, timpul este ca... Nu știu, autorul încearcă să amintească despre Homer, despre Eminescu, despre Michelangelo, despre religie, Adam și Eva. Chiar s-a axat o bună parte din acest capitol despre
despre viața la cu noi, Noe și Dumnezeu. El a îmbinat a făcut o comparație dintre semnele stilistice ale frazei scrise prezentul și viitorul a timpului. Ceea ce mi-a plăcut mai mult este exact cum și gândeam în copilărie, când acuș vreau să caut chiar fragmentul ca să-l pot ști. În copilărie zilele erau nespus de lungi, aproape nesfârșite. Într-adevăr, în copilărie nouă ne se părea că așa de mare este o zi, dar în realitate era exact ca și cum o presimțim acum și atunci, doar că în copilărie altfel se presimte timpul. Și clipa nopții care despărțea soarele de ieri și soarele din eternitate, azi nu era decât o părere. Așa era o părere a copilăriei. Mi-a plăcut foarte mult comparația dată, că copilăria, într-adevăr, se presimte timpul altfel decât îl presimțim noi ca maturii. Altfel de presimțire a timpului a fost cu apa. S-a constatat că între alte elemente, apa are cea mai vastă, tot ea și profundă memorie. Ar trebui să o știm dacă tot încercăm să ne fixăm memoria în idol, de lemn, de piatră și de inox. Aici aș vrea să desfășor sensul, deoarece, într-adevăr, autorul s-a bazat pe tot timpul, dar timpul cu idei de trecut. Cam asta ce am vrut să... Și mi-a plăcut mai mult că s-a legat și cu Dumnezeu, adică timpurile din trecut și timpurile din prezent și timpurile din viitor. Mulțumesc, Diana. Într-adevăr, în această carte avem multe intertexte care vin și din textul biblic, atât din Testamentul Nou, cât și din Testamentul Vechi. Și grație acestei cărți am trecut, într-adevăr, multe timpuri. Și e foarte interesant că și dumneavoastră l-ați dezvăluit timpul dumneavoastră în această lectură. Mie îmi pare că, grație că sesiunea noastră este filmată și ea va fi postată pe site-ul bibliotecii, la capitolul Cenaclu Literar Magia Cuvântului. Scriitorul Ioan Mânăscurt va fi și el bucuros să se afle părerile dumneavoastră. Niciodată un scriitor nu scrie doar pentru sine. Foarte mult contează să fie aceste ecouri, aceste discuții în jurul cărții. Iar dumneavoastră ați demonstrat că sunteți cititori activi, cititori nu numai care vin să recepteze într-un filon, hai să zic așa, doar plauzibil în lectură, dar sunteți cititori care ați făcut și o lectură calitativă. Este foarte important, iar prin această calitate v-ați descoperit și voi înși vă. La sigur că am avea multe de discutat, chiar și despre memoria apei, despre memoria anotimpului și cât de frumos a menționat Diana copilăria în care zilele mergeau mai încet. Iată și acum parcă am vrea un pic să micșorăm timpul, să-l facă să meargă mai lent, dar el a mers cum a mers, iar noi în acest timp am avut plăcerea de a ne asculta, de a descoperi, de a dezvălui și este foarte importantă o discuție despre o carte. Pentru că lecturând-o avem vocea noastră și vocea scriitorului. Iar în această discuție am avut bucuria să vă văd parcă și sufletele dumneavoastră despre timp, despre spațiu, despre ieri, azi, mâine, despre ceea ce lecturați. Așadar, îndemnul meu este să rămânem în continuare pe unda timpului, pe unda lecturilor și mă bucur foarte mult că
Și Aliona a ținut așa mână și a prezentat-o. Iată că și această sesiune online ne demonstrează că oamenii pot fi aproape și grație cărților. Ceea ce este foarte important. Știu că Viorica din orice moment ar putea să fie stop așa la semnul acesta de Zoom. Eu vă doresc o zi bună în continuare și vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim mult.